Bun găsit, prieteni, episodul numărul 4 la rubrica pe care am invitat-o de curând, Întrebați și voi, pe canalul nostru de YouTube, care este unul impresionant datorită voi, indiferent că sunteți din Canada, din Marea Britanie, din Germania, Spania, Italia, care să mă refer la comunitățile mari, Republica Moldova, că am văzut mesaje scrise până și din Las Vegas. Și astăzi invitatul nostru este Alexandru Băulceanu. Te salut, Alex. Mulțumesc de prezență. Foarte multe întrebări. Am selectat câteva ca de obicei, pentru că dacă le-aș fi luat pe toate, stăteam aici două zile. Hai să trecem direct la întrebări și aștept răspunsuri la obiect ca să parcurgem cât mai multe dintre întrebări. Denis Sasuke zice așa: cum te simți când ai driblat pe Messi în acel meci amical? Da, e cumva o bravură și un videoclip pe care l-am folosit în anumite momente în care ego-ul meu a fost la un volum foarte mare. Și te-a ajutat? Doar cu prietenii. Nu, cu prietenii. Într-o oricare măsură, cred că m-a ajutat. Așa cum funcționează lumea și trebuie să demonstrăm ceva, m-a ajutat. Da. Uh-huh. Acum am încetat să mai fac asta. Am câțiva ani de când am încetat. Cred că vreo 2 sau 3. Lasă că pe la 70 de ani scos videoclip. Te uiți, uite cine am fost eu. Dragoș Stoichescu zice așa: care au fost trăirile tale din timpul meciului retur cu Ajax, ținând cont că erai în tribună fiind suspendat? Adică ți-a fost, cred că vrea să te interesezi, ți-a fost mai greu, ai trăit altfel? Cu siguranță mi-a fost mai greu și sigur nu m-am așteptat ca echipa să califice. Sigur există o dorință, dar nu pot zic că aveam o așteptare. N-am fost nici în acea zi la hotelul echipei, pentru că după meci, sigur, în euforia victoriei, Rusescu mi-a spus că într-o anumită măsură ei credeau că se califică. Deci ceea ce a discutat Reghe cu ei, pentru că eu cred că am fost la antrenamentul de dimineață și apoi am plecat, eu am mers la masă și cumva... Deci nu ai crezut că se poate întoarce? Nu. Să spunem că credeam că șansele sunt infime, adică okay. Mai mult nu decât da. Uh-huh. Mult mai mult nu decât da. Silviu Coman zice așa: doresc să-l întreb pe Alex cum a trăit momentul golului împotriva Rapidului din minutul 90+5 de pe arena națională. Se poate spune că e golul cel mai important din carieră? Cu siguranță. A fost un moment intens. N-aș putea să-l descriu în cuvinte. Am mai încercat în anumite situații. Dar e cel mai important gol pentru mine. Și îi mulțumesc pentru întrebare, pentru că momentul ăsta mi-a provocat un gând care mă va ajuta în următoarele zile. E o chestie care, mai multe chestii care mă preocupă și cred că mă poate ajuta. Deci îi mulțumesc pentru întrebare. Ok. Elia Stoica, ce salut, Alex, sunt gălățean, la fel ca și tine, iar de aici îmi vine curiozitatea următoare. Ai fost pe teren în ediția 2010-2011 și mai ales în finala campionatului dintre Oțelul și Timișoara, doar că în echipa bănățenilor. Te-ai bucurat măcar un pic așa în adâncul sufletului pentru succesul gălățenilor sau a fost prea mare șocul și tristețea încă nu te-a mișcat deloc? Absolut deloc, nu m-am bucurat absolut deloc. Și ce a fost trist e că în momentul când m-am întors pe aeroport la Timișoara, era un tânăr, sper să vadă și el emisiunea, care mi-a zis: din cauza ta am pierdut campionatul, în fine, suporter. Ai executat cornerul în primul adversar. Eu nu era nici primul, nici ultimul corner pe care l-am executat în primul adversar și cumva m-am simțit rănit în momentul ăla. Dar ca să răspund la întrebare, nu, absolut deloc. Nici după aceea. Nici acum nu simt vreo... nici un pic de pro-oțel, pentru că, așa cum v-am spus, e practic aș fi împotriva mea. Eu aș vrea să câștig campionatul, să-l am în palmares. Da. A fost extraordinar, dar nu s-a putut. Felicitări oțelului. Îi felicit pentru acea performanță, nu despre asta e vorba, dar nu mă pot bucura pentru ei. Uh-huh. Cosmin Blănaru, aș vrea să-i pui o întrebare lui Alex Bolceanu. Dacă i-ar propune Gigi Becali să fie antrenor la Steaua FCSB, ar accepta condițiile pe care le acceptă și Pintili? Adică să facă exact ce spune Gigi și mă refer în principal la schimbări. Da, e o întrebare complicată, în primul rând pentru că nu știm exact care este, cum funcționează organigrama acolo și ceea ce se întâmplă în interiorul clubului. Nu știm cu adevărat. Schimbările le face Becali. Da, dar nu știm cu adevărat cum funcționează asta. Tu spui mecanismul? Da, mecanismul. Nu, eu nu știu, asta? Da. Nu, în general nu contează, e adevărat. Întrebarea era dacă ai accepta.
un asemenea rol. Asta îl interesa. Nu mă văd în postură, independent de ceea ce se întâmplă acolo, independent de pintilii, independent de orice, pentru că fiecare știe exact care este rolul lui. Uh-huh. Dar nu mă văd în postura de a fi antrenor principal și ca altcineva să-mi dicteze ceea ce ar trebui să fac când e vorba despre fotbal. Practic eu pentru asta sunt angajat. Să antrenez echipa, să fac echipa, să fac schimbările și dacă nu funcționează lucrurile, să plec în considerare cei care m-au angajat. Cred că am răspuns la întrebare. Nu înseamnă că în viitor nu o voi face, adică nu sunt un sfânt. Tu spui ce simți acum. Da, nu postez într-un sfânt. Da. Spun ceea ce cred eu, cum cred că ar trebui să funcționeze antrenoratul sau un antrenor. Acum nu sunt un sfânt, nu știu ce-mi va rezerva viitorul, Nu știu care va fi situația mea, contextul este mai larg, pentru că dacă spui întrebarea unde este mai bine decât la FCSB, probabil că nicăieri. Nu că nicăieri. În România? Nu e. În România nu e mai bine decât la FCSB. Adică sunt multe de discutat. Ok. Maert Cool zice, Alex, dacă ai fi putut să-ți alegi un coleg de la mea, dacă ai fi să alegi un coleg cu care să fi jucat la mijlocul terenului alături de tine, dintre Gerard Gattuso, Pirlo și Rădoi. Cred că l-aș lua pe Gerard. Pe Gerard. Da. Se pare că te-ai completat mai bine cu el. Cred că dacă ne uităm așa superficial, cred că aș fi mult mai complementar cu Pirlă, dar cred că dacă mă gândesc mai în profunzime, aș merge mai mult cu Gerard. De ce? Am putea împreună să închidem mai bine centrul terenului. El e un jucător care se demarca foarte mult în spatele din mijloc și în spatele din spate, iar eu rămâneam în fața fundașilor, ceea ce n-aș putea să fac cu Pirlo sau cu Gattuso. Da, sau cu Rădoi. Și intuitiv a fost Gerard. Adică al doilea gând să spun a fost Gerard. Primul n-am avut o alegere, dar Gerard e intuitiv cel pe care îl aleg și cred că n-aș greși. Ok, Adrian Tanvuia zice, ce amintiri ai din perioada copilăriei și a junioratului dacă ai participat la Cupa de Ciocolată organizată de regretatul Zoltan David? Am participat toată sau de două ori, poate de trei maxim, nu eram neapărat un... Nu mergeam des și pentru că aveam un grup restrâns de prieteni, am crescut într-un cartier de case și nu aveam o echipă suficient de competitivă. Adică eu mi-am inteles, cred că eram patru băieți care jucam fotbal și cred că necesitam 6, 7 sau 8. Și am participat una, două, maxim de trei ori. Păunescu Alex, FCSB egal Steaua? Da, dacă ne raportăm la continuitate, FCSB este Steaua. Din perspectiva mea, adică... Pe tine te întreb. Da, eu, practic, eu eram acolo când pe sigla cu Steaua s-a aplicat la început primele ore sau primele două, trei etape, pe sigla cu Steaua s-a aplicat sigla cu FCSB. Eram acolo. Adică nu, e complicat să-mi spună cineva, da, poate, nu știu, juridic, nu s-a întâmplat, dar eram acolo. Adică vedeam stema cu Steaua de desubt, sub stema cu FCSB și tricoul care am jucat săptămâna trecută cu Steaua, am jucat săptămâna asta cu FCSB. Adică e cam complicat pentru mine să cred că să văd o altă echipă. Ok. Ștefan Dr. 996, ce pe vremea când jucai la FCSB, cum se simțea, dacă se simțea, implicarea lui Becali pe atunci la echipă de către jucători, cum era percepută? Redusă, foarte redusă. Foarte redusă. Da. Probabil că exista o implicare, nu știu cât de mare, n-aș putea să spun, dar cel puțin eu personal am mai spus asta, nu știu cum simțeau colegii mei, nu știu, pentru că există în domeniul ăsta există o bârfă. Ești prieten cu bucătarul, ești prieten cu masiorul, ești prieten cu doctorul, doctorul vorbește cu președintele, adică e un soi de trib acolo, să nu-i spun altfel, la orice echipă. Încercam să mă țin departe de asta, contactul meu era, în afara fotbalului, era cu jucători. În general, cel puțin cei care am în grup, nu cred că ne gândeam la o implicare mare. Să spunem cea care să se prezintă acum, că nu știu exact care este cea de acum. Am băut coniac, se semnează cineva. Zice, poți numi 2-3 jucători împotriva cărora ai jucat
adică să faci un top. Să spui cei mai buni 3 jucători împotriva cărora am jucat sunt Messi. Ok. David Silva. Ok. Și e campion mondial, e campion european. Și preferatul meu, Van Persie. Scuze, Robben. Vreau să-l adaug și pe Van Persie, dar nu mai aveam. Robben e preferatul meu. Ok. Silly, vă întreb așa, de ce anume are nevoie un jucător ca să fie un adevărat capitan al Stelei și care au fost calitățile care te-au făcut să joci postul ăsta? Nu știu. Am acționat fără să am referințe. Pur și simplu, am început nu neapărat foarte bine pentru că încercam să mă implic prea mult, să intervin foarte mult în multe situații și greșeam și cu timpul, prin încercare și eroare, am ajuns să înțeleg din ce în ce mai bine ce, nici nu pot să spun să înțeleg, să acționez și rezultatele acțiunilor să fie din ce în ce mai potrivit. N-aș putea să teoretizez. Vajai zice, cât la sută crezi că din ceea ce ai făcut tu a fost muncă și cât talent? E o discuție despre talent, pentru că nu prea e clar ce înseamnă, ar trebui să definim talentul, dar dacă o parte a talentului este abilitatea la nivel de creier de a performa următoarea acțiune, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău, am fost foarte talentat din perspectiva asta. Deci eram foarte greu de oprit. În sensul în care, ok, nu reușeam, mergeam mai departe, încercam următoarea dată și încercam următoarea și următoarea. Adică erai perseverent în asta. Era, da. Și asta e abilitatea creierului cu care probabil că te naști, într-o mare măsură. Da, sau oricum o înveți din mediul tău. Dacă ne raportăm la ceea ce înțeleg oamenii prin talent, în general, să pun mingea pe gât și să fac flotări, nu eram talentat. Și pentru că aveam abilitatea asta de a performa următoarea acțiune, deși eram epuizat, asta m-a ajutat ca și care munca mea să fie mai productiv într-un final. Am înțeles. Da. Georgian Fotache zice, care jucător român din actuala Superligă sau din străinătate se aseamnă cel mai mult ca joc cu tine? Dar se referă la jucător român. Nu știu, cred că în momentul ăsta nu văd un jucător. Dar nu, asta nu înseamnă că e rău. Nu se pare că niciun. Da, nu cred că sunt jucători asemănător cu mine. Am avut anumite... Am performat din anumite perspective foarte bine și din anumite perspective foarte rău. Dar n-aș putea să spun cu un jucător. Și nu cred că, mai ales o comparație venită din partea mea, chiar dacă aș vedea unul, nu cred că chiar face bine acelui jucător. Am înțeles. Da. Alexandru 3642 zice, consider că transferul la Trabzonspor a fost unul neinspirat din punct de vedere al performanței. Fusese cel mai bun club la care puteai să mergi? Da, da. A fost cel mai bun club, cea mai bună ofertă. Mi-am avut o ofertă în China. Da, cu siguranță. Nu a fost neinspirat. Cine a avut timp să urmărească, sigur că nu e, campionatul turcii nu era un interes. Am jucat acolo 13 din 14 meciuri. Sigur s-a spus, doar 8 integraliști. Trebuie să vedeți că în primele 4 etape am luat 3 galbene. Și trebuie să vedeți că în momentul când eram schimbat era 3-0 pentru echipa mea, 4-0. Adică erau momente în care antrenorul chiar îmi spunea la pauză, în anumite meciuri, mai joci 10 minute sau nu mai joci. Făceam, ok, mai joci 10 minute și ieși. Primele 6 luni au fost foarte bune. N-am de ce să mă plâng. Iar sunt mulțumit de cum au decurs în contextul în care era prima oară când plecam în străinătate. După aceea am accidentat. Nu, fără a da vina pe nimeni și a însușit toată responsabilitatea. Până la urmă, pentru cine stă acasă în fotoliu, e simplu să zici că n-a fost o reușită. Și n-a fost o reușită, dar nu din motivele pe care sunt scoase pe tapet. Pur și simplu am accidentat, accidentări extrem de complicate, care s-au dovedit de foarte lungă durată, una de 5-6 luni, una de 7 sau 8 luni, într-un decurs de 2 ani, plus altele mici, pentru că după ce vii, după accidentare, nu ai consistență, nu ai continuitate și încerci să ajungi cât mai repede la nivel și nu poți asta. Ultima întrebare, Alex. Da. Delete, zice așa, să ne spună domnul Băurceanu cum s-a simțit sau cum s-au simțit când la meciul cu City în tribună scria doar Dinamo București.
Spun sincer, eram pe bancă și nu știu, cred că eram, lângă mine era Adi Popa, dar el nu juca la FCSB. Deci era 2016, lângă mine era Adi Popa, cred că era Adi Popa și nu juca la FCSB, deși pentru că ori aveam FCSB. Da, ca să fac o... Bine, nu cred că se supără Adi și dacă se supără ne împăcăm noi. Dar cred că am văzut și ne uitam și nu știu cine a văzut, nu mi-amintesc, și am zis, a fost, ce să zic, semi-amuzant. N-aș putea să spun, vreți să mint, să spun că am trăit un moment de frustrare. Frustrarea era ce s-a întâmplat pe teren, pentru că mai mult sau mai puțin urma să intru și nu era neapărat cel mai bun meci al nostru. Nu era deloc, da. Da, a fost semi-amuzant. N-a fost neapărat extrem de plăcut, dar n-a fost... Am trecut peste destul de ușor, da. Bine, Alex, mulțumesc mult pentru prezența. Sper că răspunsurile tale au mulțumit pe cei care... care te-au întrebat și care au fost curioși să afle de la tine răspunsuri. Acesta a fost episodul numărul 4, l-am întrebat și voi. Încă o dată vă mulțumim că sunteți mulți și că interacționați cu noi. O să avem și alți invitați, o să vă anunțăm la timpul potrivit ca să puteți trimite întrebări. Numai bine!